bucur că plouă, pentru că este mult mai răcorică și acum e bine și aveam treabă și trebuie să dăm o fugă până în Ileus. Și înainte trebuie să mergem până la Florică un pic și e mai mișto să faci așa pe ploaie decât pe căldurile alea mari. Să mergem. Dar ce repede am venit apa. Am venit la Florică să ne bem cafeaua înainte să plecăm în Ileus și l-am găsit pe Florică făcând, ce credeți? Pâine! Curat, m-am făcut pâine. Curat, acum nu, a terminat pâinea. Și după ce termin pâinea trebuie să și cureți. Să curățăm, da. Cine să curăță? Un brutar, brutar? Păi n-ai ajutoare, Florică. Am prietene, totul se face singur. Păi... manual. Noi întrebăm pe prietenii noștri ce ar dori să mai asculte pe podcast. Da? Să întrebăm lumea? Da. Noi doi avem o întrebare. Ce subiect să mai facem noi pe podcast? Pentru că Lavinia venise cu o idee, cu un subiect. Care era? Era să zic totul despre sex. Nu, cât de important este sexul într-o relație. Da, da, da! De acord! Și Florica e de acord. Păi haide să începem, Florica, începem podcastul. Florica, cât de important este sexul într-o relație? Foarte important. Foarte. Am 70%. 70%? Da. Trebuie să dezvolți un pic. Ba, mă, nu cred. 70% consider tu, adică păi, dacă e înspre 50% nu poți să stai. Adică bă, da, să... nu, stai puțin, stai. Nu, că cu bătrânețea se duce de la 70 la 60 la 50 la 40. Băi, de este așa. Veni și la ora. Stai așa că gata. Nu mai filma, nu mai zic nimic. Da, de când ne-a venit ideea, n-am aprofundat subiectul, tocmai așa, a fost ad hoc, a apărut și Laura, am întrebat-o și pe aia și pe Florică, deci 70-80% spun ei, eu încă nu m-am decis. Dacă e așa la prima strigare, eu aș merge mai jos, aș coborâ stacheta mai jos, adică cred că dacă sunt anumite... apropieri din alte puncte de vedere, putem să ne ducem și înspre 60-50%. 50-60%? Nu știu, zic eu, dacă cumva e o legătură extraordinară, așa, de... Cred că am putea să ne ducem și mai jos. Cum ești mai bine? Nu știu cât de jos poți să te duci. Da, bun. Deci, dacă doriți ca următorul podcast să aibă acest subiect... Păi, cred că deja a început. Nu mai trebuie să vă doriți nimic, că a plecat. A plecat. A plecat, nu mai. Deci, următorul podcast pe care îl vom face va fi cu acest subiect. Cât de important... Unde te duci? Cât de important este sexul într-o relație? Ok, suntem aici. Florică? Da, tata. Vreau să te întreb, cum te plătește pe tine Dragnea și despre de ce ai tu grijă pentru el aici? Păi am grijă de afacerile lui. Adică el a plecat la pușcărie și mi-a lăsat mie aici. Și da, de-aia fac pâine în fiecare zi, da. Mâna. Păi l-a lăsat Dragnea fără salariu pentru că ăsta a ajuns să facă pâine. Când era șmecher aici, da. Nu așa, el se plimba numai cu Mercedes-ul cu ala și a rămas săracul să facă pâine. Păi cum, dom'le, e normal asta? Mi-a, mi-a trimis și elicopterul atât de la București, dar n-am vrut să vin, mi-a fost frică să trec cu elicopterul peste ocean. Da, acest comentariu este vis-a-vis de comentariile celor urmăritorilor, celor așa, că spun că bă, Florica este angajatul lui Dragnea. Da, domne, e și ce? Și ce? Frumoasa mea soție bea un cappuccino gurme și eu bea un espresso, este cel de-al treilea pe ziua de astăzi. Și ghici cu cine vorbesc? Concere. Doamna învățătoare! În general?
Doamna învățătoare, care generale? Învățătoare înseamnă 1-4. A. Gabriel Pușcoare. Cu doamna învățătoare. Ea e foarte dragă și mai ținem legătura. Da. Atâta, am mai dracă. Noi trebuie să facem vlogul ăsta și noi... Bem o cafea, asta facem. Am mai semnat niște acte pe aici pentru că așa e, mai vii, mai semnez, mai iar mai stau să mai... Eu nu înțeleg acest traseu al... Nici n-aș putea să-l explic. Da, cam atât. Să iei farfurii pentru mama și pentru Oscar. Pentru că mama mânca toate farfurile ei și e urât. E una de fie mental. Da. Și să mă faci fericită să ieși în cereale. Îmi faci fi tare, da, da. Cereale și lapte. Fii tare. Da. Pa. Freedom. Keep your ear to the ground. We're talking about the freedom. It's the best show in town. Best show in town. Freedom. Ăștia doi, unde sunt? Ăștia doi sunt geniali. Ce surpriză ne-au făcut? Ne-au așteptat cu bolinios de aroz. Acestea sunt niște chifteluțe din orez cu legume. Extraordinare. Bravo, copii! I-am lăsat singuri acasă? Aris cu Ana au făcut orezul. Și Carla a făcut doamne, gogoșile. Da, sunt niște chifteluțe în care au pus orez, morcov, ceapă și porumb. Și dovlecel. Ce dovlecel? Ce v-a venit să faceți chestia asta? De unde v-a venit? Foarte bun. Ne era foame, am mers așa și am cumpărat orez când aveam altceva. Și după care aveam și mi-a reînsemnat câțiva din orez să fac bolinii de ahoiz și am făcut. Mai ții minte cine te-a învățat să faci bolinie cine de aros? Cine te-a învățat să faci bolinie de aros? Mai ții minte prima oară, da. Prima oară cineva? Marcel! Nu! Cum în să? În Peru! Ah. Cum îl chema pe... Noi mâncăm cu gura plină pentru că ne plac foarte mult. Suntem... Nici mai așteptăm să filmăm și mâncăm. Da. Bravo, mă spun, Pimic! Bravo, copii! Bravo! Bine că mi-era foame. Îi laud. Îi laud pentru că nici eu nu mă așteptam. S-au descurcat. S-au descurcat. Și de data asta. Și de data asta. Noi am ieșit să ne facem plimbarea de seară. Și nimic. I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. Acest nisip de pe plaja asta face un sunet specific. O să încerc să-l înregistrez. Ia, fă așa cu piciorul. Nu mai încoace. Spate. Ia. Mai. Ce a prins la vine aici? Un crăbuleț. Hello. Un crăbuleț. Foarte drăguleț. And I don't need more money or a faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I
I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Cause in my heart I hear speak. And on my face I feel you breathe. Next to me, two by land, by air, by sea. That is how it's supposed to be. Now, and that much I can see. My head! Ce să distrezi ăștia cu socul, bă, ce socul vira? Noi am ieșit la mall. Mă pe plaza? Da. Mami! Plaza! Am ieșit la plaza, mall plaza. Pulling loaves of bread down from the shelf. And how rare it is that I stay up past 12. In the backyard we are going to start a garden. If that don't sound mighty good, I beg your pardon. Cause in my heart I hear you speak.